El e Cristian. Când a venit pe lume, era cât o păpușă. Avea puțin peste un kilogram. Și astăzi, la 4 ani, e încă mult prea mic pentru vârsta lui. L-am întâlnit într-o gospodărie săracă dintr-un sat din Moldova. Se juca alături de frățiorul mai mare, lângă un cort roz care imita o casă, desprinsă parcă dintr-o copilărie perfectă, străinelor. Cristian e foarte atașat de fratele Matei și ar fi dorit să-l copieze în tot ceea ce face, dar nu poate. A fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, o boală care îi afectează în special capacitatea de mișcare. Mai mult, în cazul lui s-a adeverit și vorba: un necaz nu vine niciodată singur. Copilul nu și-a cunoscut tatăl, iar mama a plecat să lucreze în Italia. Așa că dragostea de mămică i-o poartă acum bunica. Mama lor de când nu i-a mai văzut? Vede pe telefon, vorbește cu ei, știi că e mama lor. Cristi îmi zice mie mamă, dar nu știu dacă ar sta cu mama lui. Micuțul se bucură de grija și afecțiunea ei. L-am drăgit și pe el așa cum a fost. În rest, bunica nu-i poate oferi prea multe. De-abia face față greutăților de zi cu zi. Așa că nu-i mai ajung banii pentru terapii, în lipsa cărora Cristian nu va merge vreodată. Știam că ar trebui să facă kinetoterapie, eu știu diverse medicamente care să-l ajute pentru creier, omega-3, toate costau destui bani, că nu se compensau. Ar avea nevoie acum de un corset, ar avea nevoie de orteze și ghete ortopedice când merge pe afară, orteze prin casă ca să poată să deplaseze. Mariana Tătaru e asistentă medicală comunitară și omul dispus să lupte împotriva tuturor celor care nu cred în șansele lui Cristian de a fi pus pe picioare. Cade? Nu! În ea are bunica încredere de plină. I-a fost mereu alături, a sprijinit-o cât a putut, a apelat la specialiști, a întocmit dosare, a făcut cereri peste cereri și mai ales i-a dat speranța că într-o zi, nepotul ei ar putea deveni un adult independent. Doar că drumul recuperării e lung și cere efort, răbdare, căldură umană în cantități industriale, resurse și acces la servicii medicale. Medicii și kinetoterapeutul care vine la echipa mobilă ne-a zis că Cristian nu este un caz pierdut, adică Cristian poate fi recuperat din punct de vedere motor, adică și psihic, că psihic este totuși mai bine. Într-adevăr, înainte de pandemie, o dată sau de 2 ori pe lună, Cristian era vizitat la domiciliu de o echipă mobilă de terapie. Meritul e tot al asistentei medicale comunitare. Luat legătura cu ei, doamna Mariana Tătaru, făceau exerciții cu picioarele, așa îl punea pe spate, mai mult îi făcea așa, mai multe. După ce a început să vină echipa, s-au văzut rezultate? Da. Ce ați observat? Am observat că mai mișcă picioarele altfel. Altfel, Cristian ar fi putut pierde orice urmă de mobilitate. Și totuși, progresele ar fi mult mai vizibile dacă ședințele de terapie ar fi mai dese. Pentru Cristian trebuie măcar de 2-3 ori pe săptămână să meargă la un kinetoterapeut plus la psihoterapie. Este indicat acum de neurolog să meargă la ortopedie. Asta este, trebuie. Cristian poate să meargă. N-ar fi vorba despre o minune. Ne-am convins de asta chiar în timpul filmărilor. Aparatura video i-a strânit băiatului curiozitatea. Așa că, în încercarea de a ajunge la ea, Cristian nu a mai mers târâși pe burtică, ci de-a bușilea, pentru prima dată în viața lui. Da, uite, acum am observat, acum. Până acum el nu mergea așa cum am văzut, acum am văzut că merge. În patru labi s-a dus de colo până colo, cu genunchii. De parcă forța de a merge înainte fusese închisă în corpul lui rigid și, dintr-o dată, ceva, sau poate cineva, a eliberat-o. Doamne, ajută pe toți copiii mei și pe nepoți și ajută-l și pe Cristi să poată și să meargă, să fugă după ceilalți nepoți, să-i prindă. Progresele lui Cristian și ale altor copii ca el depind de accesul la echipament, tratamente și servicii medicale. Prin proiectul UNICEF Servicii Comunitare pentru Copii, echipele comunitare formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile medicale, sociale și școlare de care au atâta nevoie. Trimite acum un SMS gratuit cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună.
ajută-i pe Cristian și pe alți copii ca el să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!